Dacă ar avea posibilitate Adrian Mătu de acum să transmită un mesaj lui Adrian din 1999, când a aplicat la prima echipă internațională, ce îi spune? Cum l-ai încurajat? În momentul în care, mai ales când ești tânăr, ești la răscurce de drumuri, alegerile fac diferența, așa cum îmi spuneau și nouă părinții mei, că e ușor atunci când faci o alegere de fapt, să deschid două drumuri, bun și sperăm și mai bun. Așa să fie optimist, dar asta știu alături de el și l-aș ajuta să ia deciziile corecte și, în primul rând, să fie fericit cu decizia pe care o ia și, bineînțeles, să-și asume, să fie responsabil, să fie asumat pentru ceea ce se poate întâmpla. Atunci când ne gândim la performanță, cel puțin la generațiile noi, probabil că generațiile trecute aveau un alt mod de a se raporta la performanță și frica era ceva ce funcționa atunci când venea vorba de a face excelență într-un anumit domeniu și funcționa mai degrabă din punct de vedere comportamental, adică acei copii, acei tineri făceau ceva în direcția asta. Asta înseamnă că le funcționa din perspectiva propriei persoane și a ceea ce se întâmplă în interiorul lor. Dar cred că un element important când vine vorba de performanță este să învățăm cei care le suntem alături acestor sportivi, indiferent de vârsta lor, să învățăm să pendulăm între singurătatea lor și a face performanțe ei cu ei înșiși și a lege alături. Nu este simplu să evidezi pe ceilalți pentru a face drumul acesta de la minte la inimă. Nu e ușor. Dar dacă tu nu ai trecut, dacă n-ai fost pe drum, n-ai cum să transmiți și celălalt cum să facă. Asta e, aici este maestria. Că întâi faci tu, treci tu, vezi cum e, te dai și capul de pereți, că asta e viața, nu este maros, după care îți este foarte ușor pentru că îl vezi pe celălalt. Îl vezi și îl poți ghida. De ce mai multe ori să mai fac greșelile pe care le-ai făcut tu, dacă persoana vrea să asculte sau vrea să primească o drumare, un sfat, o susținere din partea unei persoane care a demonstrat deja, nu mai este nevoie să mai